chiar dacă putem să o numim așa, din punctul dumneavoastră de vedere, cum, după cum nu este vorba nici despre pensii speciale, așa cum le cunoaștem din spusele politicienilor sau din preluările colegilor dumneavoastră, este vorba de o formă de protest care constă în amânarea judecării tuturor cauzelor, cu excepția cauzelor urgente pe fiecare materie. Am afișat și pe pagina de portal și pe la ușa sălilor de judecată protestul nostru, data și perioada nelimitată pe care va fi derulat, cu menționarea tipului de cauze ce vor fi judecate. Cu privire la declarația domnului prim-ministru, nu am văzut-o, nu contest spusele dumneavoastră, nu vreau să intru în niciun fel de polemică, dar în mod sigur, pensia de serviciu pe care magistrații o au nu este una nesimțită, ci este una corespunzătoare statutului social pe care aceștia îl au. Este falsă ideea, și o afirm cu toată responsabilitatea, că în societate toți suntem egali. Puterile statului, însă și prin noțiunea de putere, nu pot fi egale cu alte categorii sociale pentru care, fără îndoială, avem întreaga considerație. Tot sistemul de incompatibilități și de privațiuni din viața unui magistrat justifică atât acordarea unui salariu corespunzător serviciului public pe care îl exercită, cât și acordarea unei pensii de serviciu pe măsură. Este o chestiune de punctat. Dacă facem o analiză onestă a numărului magistraților care beneficiază de pensii de serviciu, aproximativ 3800. Dacă facem o analiză onestă a cuantumului acestor pensii de serviciu din totalul pensiilor de serviciu la nivel național, observăm că acest cuantum este unul infim. Ori statul român, din punctul nostru de vedere, trebuie să aibă capacitatea să plătească corespunzător un serviciu public și o viață dedicată magistraturii prin asigurarea inclusiv a unui nivel corespunzător de pensie. Mai este ceva de spus. Este foarte, extrem de falsă ideea că prin tăierea pensiilor de serviciu ale magistraților se va reuși achitarea alocațiilor copiilor. Nu au nicio legătură cele două. Statul, prin guvernanți, este dator a găsi soluții atât pentru a plăti pensiile unor oameni care o viață întreagă au lucrat într-un sistem și au avut parte numai de interdicții și incompatibilități, și alocațiile copiilor. În mod sigur, dacă de astăzi vor fi tăiate pensiile de serviciu ale magistraților sau ale altor categorii sociale, dar în discuție se pune cu preponderență pensia de serviciu a magistraților, dacă de astăzi vor fi tăiate pensiile de serviciu ale magistraților, în mod sigur, de mâine, cetățenii României nu vor simți o creștere a nivelului de trai, fie ea și una infimă. Dar, cu certitudine, de mâine cetățenii României vor simți altceva. De mâine și în viitorul imediat apropiat. Și anume o știrbire a independenței justiției. Iar dacă pensiile magistraților nu afectează în mod deosebit scăderea independenței justiției, mai devreme sau mai târziu, în mod sigur îi va afecta.